Bună dimineața, ne-am trezit foarte devreme pentru că se anunță o zi călduroasă și plină de activități. Părinții mei au fost până ieri în România, așa că nu le-am putut sărbători ziua de naștere și m-am gândit să le pregătesc o surpriză, un tort de ziua lor. Pregătesc un tort răcoritor, blatul fiind de ciocolată, cremă de brânzică de vaci și smeură. Am văzut o chestie faină pe net și că dacă ți-am ambalez crema în folie de plastic, nu-ți murdărești suportul ăsta, da. De ornat. Vedem dacă funcționează, fac și eu când mă pot. Iar ce-am prins? Fresh și revigorant, cu cremă de brânză, de vaci. Ești fericit când faci o prăjitură? Cel mai fericit. Cu doar o picătură de detergent, speli întreaga casă și o lingură. Tot felul de chestii pentru decorat. Prima etapă, învelim totul cu fondant. Etapa a doua, decorațiunile. Și acum, ultimele detalii. Am terminat scrisul pe ciornă. Urmează transcrierea pe foaia de examen. Da, să vedem dacă stricăm ceva sau ne iasă bine. Tortul este gata, revenim și cu reacția părinților. Niște fete fericite după ce și-au primit piscina la o temperatură de 36 de grade. Mulțumim, băieți! Mulțumim! Peștele trebuie liberat, nu mai are aer. Dăm drumul. Și la mai mare!